școli. Școala de la Costești este un exemplu de bună practică și cu siguranță va fi urmat și de alte școli. Într-adevăr, sunt și alte instituții și autorități care se străduiesc să aducă școala la ceea ce ne dorim noi pentru viitorul copiilor noștri. Dar sunt de apreciat pentru că o școală prietenoasă favorizează un mediu prietenos de învățare și atunci ați văzut și copiii sunt foarte zâmbitori, foarte bucuroși de ceea ce este nou și trebuie să speculăm acest moment pentru a le cultiva cumva dragostea pentru învățare.